Marea mea pasiune este muzica. Am început să cânt de când eram la liceu și a devenit dintr-o pasiune un mod de viață. Activez într-o trupă, sunt profesor de muzică, lucrez cu cei mici. Îmi place să vorbesc cu ei în limbajul muzical, dăruindu-le din cunoștințele mele, primesc și eu de la ei, tot timpul învățăm, tot timpul descoper lucruri noi și cred că asta e cel mai frumos. De când am intrat aici și am auzit colegii cântând și atmosfera care e, m-am emoționat. Și abia aștept să-i aud cântând cu mine, asta îmi doresc. 3, 2, 1, go! Uite, ăsta e show, așa trebuie să fie show. Mulțumim! Mulțumim! Finuță, delicată. Pare inteligentă, știi? Da, pare, chiar pare. Bună, sunt Mihaela și sunt onorată că sunt în fața voastră și îmi doresc tare mult să cântați cu mine. Foarte mișto, bravo! Are o dicție destul de proastă, doar dacă nu mă... Dar știi că și băiatul rockerul cu părul într-o parte avea dicția... Și ne-a spart. Scorul țintă 59 de puncte. Nu e greu, dar nici ușor. Și până acum am avut câteva scoruri mari, dar în același timp toate celelalte au fost foarte, foarte mici. Nu știu ce se va întâmpla. Piesa, au fost câteva note care mi-au plăcut extraordinar de mult, câteva intervale. Aia am înțeles că a venit de la tine. Sunt sigură că a venit de la tine. Mi-a plăcut, m-am ridicat, asta e, bravo, mulțumesc, felicitări. Mulțumesc. Mulțumesc. Mie mi-a plăcut foarte tare de tine. Și eu simțeam mulțumesc nevoia să plusezi un pic. Cred că știi mai bine unde și sunt convinsă că emoțiile au fost de vină. Dar în rest, îmi place la tine tot. Mulțumesc, bravo. Draga mea, 72 de puncte, meriți aplauze și în același timp ai câștigat cel de-al doilea scaun pentru moment.